varianta Delta a devenit dominantă inclusiv în România și după 8 cicluri repetitive de transmitere, de la un caz cu variantă Alpha se ajunge în circa 2 luni la alte 256 de cazuri noi de boală, spre o deosebire de varianta Delta, în același interval de timp, de la un caz pozitiv, se poate ajunge la peste 390.000 de persoane infectate, ceea ce înseamnă un număr de peste 1.500 de ori mai mare de persoane infectate în același interval de timp, din simplu motiv că varianta Delta este înalt transmisibilă, este mult mai contagioasă și într-o populație nevaccinată, unde nu se respectă măsurile de prevenție, se răspândește extrem de ușor. Repet, transmiterea variantei Delta este similară cu nivelul ridicat de răspândire al bolilor transmisibile ale copilăriei. Pojarul, vărsatul de vânt. Mesajul rămâne unul foarte clar: respectarea măsurilor de prevenție, masca, evitarea zonelor supraaglomerate, igiena și vaccinarea.